Bună seara, dragii mei telespectatori! Bună seara tuturor! Din nou am venit în casele dumneavoastră pe micile ecrane. Noi cu emisiunea noastră La Cucurigu din Vatra Satului. Dragii mei telespectatori, acum e primăvară, mai stăm pe afară, dar v-aș chema în casă la o masă, mai pe lângă sobă, să mai stăm de vorbă. Luați o cană de țuică, să-l vedeți pe Nea Petrică. Dar să fie de prună, că-i mai bună, și de cireașă, că-i mai sănătoasă. A, nu de aia de corcodușă, dați-o la vreo matușă. Chiar dacă-i mai slabă, dați-o la o babă. Panăbeții, cana de țuică, noi de la emisiunea Cucurigu vă spunem vizionare plăcută. Aș mai vrea să transmit celor care ne vizionează de la Herculane, Mihadia, Topleț, le spunem tuturor vizionare plăcută. Bună, Herculane! Dragii mei invitați. Vă spunem și noi și bine v-am găsit. Bine ați venit la noi în emisiune. Avem niște invitați superbi de la Severin. Nu am cuvinte să vă spun. Dragii mei telespectatori, de la Izverna, de la Gorj, ajunsărăm ne dinți la Severin. Da.
De rădăcină tot de pe, tot de pe aici ne tragem, de la Preșna. Da. Îi transmit pe această cale la toți preșnenii multă sănătate și lui doamna Angelica de acolo, de la... Domnia sa e la Orșova, da. Mulțumim. De țărână e de la... de la Preșna. Sunteți departe? Nu suntem chiar departe, la vreo câteva sute de metri distanță. De-n vecini, cum ar spune. Ruga, domnul, să vă prezentați. Da. Mă numesc Chiajna Petrache și sunt din Preșna. Mă bucur, dumneavoastră? Mă numesc Iordan Sorin, da, domnul și Sorin. Sunt din Turnul Severin. Mă bucur. Ia, am și rimă, vedeți? Da? Și rimă, Sorin de la Severin. Da. Dumneavoastră? Mă numesc Chiajna Cristina și sunt de la Preșna. Sunteți soția? Da, da. Pe mama Ceodora o știe. Eu, mamă, sunt de la Dașină, bătrână, de la Izvernia. Dar, mă, tot ce faci acolo? Ușesc cu Ceodora. Fac, mamă, și eu niște marțăsoare. Pentru de mâine, mamă, dau și eu la nepoțele. De mult nu s-a fașat, nu era marțăsoare de astea cumpărate. Fașam de astea, mamă. Cu albul, cu rosul, cu matasa albă, roșie pe cartonat. Pun și eu la fiece, la nepoate, mama. Păi da, că mâine întâi marțușor, cap de primăvară. Da? Da. Păi mâine pe două, ziua norora mea. Îi dedic la mulți ani, 100 de ani să trăiască. La mulți ani. Nora mea, Gloria, la Herculane. Oh, păi, să trăiască cu toată familia. Ne vedem din această seară, Herculanele, Toplețul, Mihadea, le transmitem de aici, din platou, de la Baia de Aramă, multe, multe salutări și multe sănătate celor care mă cunosc și ne cunosc. Am și eu, fratele Herculane. Da, mamă. Sper că ne vede. Mă duceți pe acolo, pe la ei. Da. Pe la Herculane, în mamă, Ciodoru. Da, mărțișoarele să dau la băieți sau la băieții? La fiate, mamă. De fapt, băieții trebuie să dea la fiate. În zona Moldovei să dă... fetele dau la băieți. Adică muierile le dau nouă. Da, ce da. Bine. Ce bine, hai ne ducem și noi acolo o zi. La Moldova, da. Așa. Și tradiția de mâine, ne spuneți? Nu, cum mamă. Era înainte? Mâine, acum e ziua de mâine, aducea după ghioșel, cap de primăvară. Punea ghioșelul cu marțișoare de astea în piept la piețe. Pupai fata. Pupai fata. Și zicea că băiatul ăla care pupă fata să-i duce darul ăsta de marțișor, ala va fi iubitul ei. Așa zicea de mult. Pe atunci, dacă duci la mai multe fete... Păi duci la una. Care o duci prima dată, hai. Fetele de acum, auzi, matale, nu mai țin de unul. Acum nu mai țin de unul, nu, mama. Țin. Acum unul e de țară, altul e mâine țară. Dar se ducea cu fata prin pădure, după ghiocii. Se ducea cu fata, după, da, pe, prin pădure, după ghiocii. Apoi, ce faceau ei treaba lor? Veneau cu ghiocii acasă, cu marțișoare de astea. Da. Acum, mama, acum s-a dus le cumpăr, că și eu am cumpărat. Dar mai dau și de astea la nepoatele mele, că să-ți aducă și ele aminte cum s-a pasat de mult. Ce să faci, mamă? Acum... Să zice din bătrâni că mâine e prima zi de primăvară. Da, e prima zi de primăvară, mâine e prima zi de primăvară, ghioșelul și al mai... aia e floarea mai... a mai... timpurie, primăvară. Da. Să dă cu el pe la ochi, să zice că voi ochilor mei, să fiți luminos, vegeros, cum e ghioșelul când vede primăvara. Iisus zapadă, eu am făcut așa, m-a învățat mama, n-am purtat ochelari în ochii mei. E cuvântul meu că nu. Am făcut așa cu ghioșelul, apoi nu știu, o fi. Dar vedeți fără ochelari? Văd fără ochelari, eu bagă nacă, ce acu după mine. Pe la anul fac și eu atunci, când văd primul ghioșel. Când vezi primul fiu ghioșel, mamă, florișica... Că nici eu nu văd, dar eu văd numai ce vreau eu. Numai ce vreau eu. Numai ce vreau, e pe aia. Ai vederea bună, mamă. Vezi numai omul ar frumos. Cum e povestea cu da, omul frumos? Da, mă, așa, este omul ar frumos. Cum vine pune în cost? Ar urât. Nici la moară n-are rând. Ei, bă, are și el pe partea lui. N-are, dar mai târziu ori. Ar frumos i-a văzut-o runii, mama. El așa, omul are ușile frumos deschise. Dar pe acum de...
Dumnezeu împreună, unul frumos, unul urât. Că dacă ar fi toți frumos, ai urât, toți urât. Ce ar face? Dacă ar fi toți frumos și urât, care ar mai fi? Păi da. Păi da, să fie sănătos, mamă, că omul sănătate, e frumos, da. Și bogat când e sănătos. Eu așa zic. Domnul Cuță, de la ce vârstă cântați? Pe cine mai aveți din familie? Păi eu moștenesc muzica. Deci tata a fost muzicant și când de la 7-8 ani, cam așa. Nu știu dacă mai trăiesc părinții mei. Nu mai trăiesc părinții mei. Nu mai trăiesc. Eu știu părinții tăi, dar... Da, da. Nu mai trăiesc. Dumnezeu să ierte. Așa, și ei, părinții lor au cântat? Da, și părinții lui tata au cântat. Deci se moștenește din tată în fiu, cum ar fi. Da, din rădăcini. Da, din rădăcini. Da. Dar am înțeles că, domnul Cuță, dumneavoastră, ați fost înfiat. Da, așa este. Eu am fost... Te primi un telefon acum. Adoptat, așa este, da. Adoptat. Da, de la 3 zile. De la 3 zile. Da. Eu am dat un băiat lui verișoara mea la Glogova. O salut pe această cale. De la... Tot de la 3 zile l-o luat. Da, să trăiască. L-am mai ținut noi o lună, două, dar totuși s-o trezit cu ei. Mama lui. Vine și la noi, ne zice mama, ne zice tata, dar mama lui e virișoara mea. Copii aveți? Avem 2 copii, am un băiat și o fată. Fata, am o nepoțică de pe urma fetei. A, care o socru? Pup, da, sigur că da. Ce socru tânăr! Și transmit pe această cale că o iubesc foarte mult. Băiatul e la... turnul se veni la servici, fata e căsătorită aici. Băiatul la Baia de Aramă. Cântă? Băiatul nu cântă. Nu cântă. Nu. Mă bucur. Și dumneavoastră? Eu. Copiii dumneavoastră cântă? Pe da, cine? Da, băiatul cântă. Cântă. Cântă cu orga și el, da. Este și el căsătorit, are familia lui. Mă bucur. Și soția nu cântă. Soția, ba da, cântă și ea, cântă, dar o ea din... Și eu o salut și o iubesc, pot să-i spun că o iubesc, mai ales acum, din 1 martie, cu... Nu, că venirea ați fost cu minte la tinereță și acum, dar nu bag mâna foc pentru dumneavoastră. Am fost cu minte, eu nu fac... Nu, da, da, nu. Da. Păi nici o prostie, mama. Nu, nu. Dacă îți place de cineva, înseamnă da. Că faci o prostie. Ce se face? Și dumneavoastră, doamna solistă? De la părinți moștenesc. A cântat? Dar dumneavoastră mai aveți parcă o soră. Da. Păi și nu o salutați pe această cale. Mă o salut și pe ea și în primul rând fata mea și nepoțica mea și scumpul meu nepot care e pe drum și trebuie să și nască. Și sunteți soacră? Da. Dar sunteți o soacră bună, eu meu, așa după cum se vede. Așa și eu, așa e și părerea mea. Acum știți eu cum vă cunosc mai de mult, dar omul se mai schimbă. Da. Mai trec ani, mai... Soacră bună? Eu nu știu, eu las ginerile să-și pună părerea. Eu cred că da. Dar să știți că nurorile țin la socri și ginerile țin la soacre. Să știi. Așa e de... Așa da. E. Eu am ținut foarte mult la soacră. Și eu am ținut foarte mult la soacră să nu mai vină pe la mine. A, să nu mai vină? Da. Am ținut la ea să nu mai vină pe la mine. Au, po, ați avut socru bună, că n-am mai venit. Păi atunci până vine soacra, nu faceți un program? Ba da, cu mare drag, că dur de aia așa. Am venit la dumneavoastră. Bun, de atunci, până vine soacra. Da. Thank you.
noapte și plâng, mă. Mă gândesc la viața mea și mă prind ca flăcăra, mă. Repede trecui prin lume ca și cucul prin pădure. Voi copii
voi, 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 copii mei, măi, mai gândiți-vă și voi, mă, mai gândiți-vă și voi, va veni vremea de-apoi, mă. Voi pe noi când ne-ați urmăi, pământul v-o pedepsi. Lene, voi pe noi când ne-ați urmăi, lene, voi pe noi când ne-ați urmăi, pământul v-o pedepsi. Să vă gândiți și la noi, măi, că veți fi bătrâni și Thank you.
Trăiești, mamă, să nu-mi te audă omul, să-ți place să iubești. Nu, acum prea e. Nu e voie. Familia e familie. Da. Acum, iubiți-o, mamă. Mamă, Teodoro. Nu-i se puge la noi. Mamă, Teodoro, aș vrea să te mai întreb în legătură cu iubito. Ce se mai poate face luna asta lui Marte? Ce știe mata de luna lui Marte? Dacă nu știi, spun eu. Păi ce să faci, mamă, luna asta lui Marte? Acum am... Mâine marsesorul, să dăm marsesorul, pe urmă pleacă plugul pe brază, trebuie să muncim, să punem cartofii. Până la 8 martie, la 8 martie ziua femeii, trebuie dat darul la femeie iară. Las că vă spun eu, dragile mele domnișoare, feriți-vă luna asta, că e de vrej. Vă treziți cu câte un băiat fără să-l vreți. Vă treziți căsătorite sau căsătoriți fără să vreți. Dragi părinți, cei care nu se plac, nu încercați să-i căsătoriți cu forța, că cu timpul ei tu se despartă. Este, mumă? Da, așa este. Că luna asta se fac vrăji, nu se fac, se fac pentru procese, pentru despărțire, pentru despărțire, pentru invidii, mai multe. Dar căsătoriile să nu le faceți cu vrăji, că nu țin. Aș fi... Iasă de la Dumnezeu, mama, aia e căsătorie legată bună. Da, mama. Și-i dată de la Dumnezeu, dar uite, cum ai stat, mă, ta o viață cu Neion? Eu am stat cu el, săracu, eu n-am făcut, n-am făcut nimic cu vrâș, doar că am pus eu atunci, am zis, de dragoste. Uite, aș dori să-i faci matale lui băiatul, matale la Herculane, lui Petrache, că oricum acum ne vede. Ne vede Herculanele, Toplețul, Mihadia. Ne vede? Da, ne vede. Poți să-l saluți pe această cale. Și noi îl salutăm pe Petrache. Îl dedic toate cântecile din această seară. Îi urez multă, multă sănătate, să-l lu copilul meu Bușescu Petrache, să-l lu gloria mea, că-i 2 martie ziua ei, la nepoata mea de la Anina, că-i tot după mine, toată seara. Ne vede pe internet. Să-l dedic să-l lu cumnatul meu Andrei, mâncarea mama. Cu la copiii lui multă sănătate. Îi dedic și eu lui Ion Cernescu de la Herculane, cât de curând o să vină la noi aici în platou sau chiar acolo la Herculane, să ne facă un program. E un solist nemaipomenit, poate îl știți. Ion? Da, Ion Cernescu. Poate ne aude pe această cale. Așa, aveți dedicații de făcut? Pentru... A avut să arăți o piesă, un cântec cu surorile. Face dedicație la surori. Pentru surorile mele, frații mei, toți, le dedic programul nostru din această seară. Și noi toate. Și pentru toți cei care ne cunosc. Stați la rând. Și pentru familia Lomiheiță, lui Titirlea, da. Multă sănătate și tot binele din... familia dumnealor să le dea Dumnezeu sănătate. Și, da. Pentru familia lui domnul Doru, nebunul din Baia de Aramă, să le dea Dumnezeu sănătate. Și pentru... Sau poate soțul are o prietenă, îi dedică melodiile, că nu poate să... Dumneavoastră, dedicație. Eu aș vrea să fac o dedicație, în primul rând, pentru soția mea, pentru Iordan Cornelia. Și noi dedicăm toate melodiile. Pentru surorile mele, pentru copiii mei. Da. Pentru colegii mei, toți colegii mei de la Orchestra Danubius din Drobeta Turnul Severin, eu sunt în angajat legătură acolo. Cu Danubius noastră, știu că cântați acolo. Da, sau... da.
Păi sunt angajată, sunt angajată. Toți de la ansamblu de acolo. Pe toți îi salut. Și dacă eu vor să vină, îi primim cu mare drag, cu mare drag. Am vrut să vin eu prima dată să sparg gheața. Da? Dar m-au trimis pe mine, au zis, du-te tu să vedem cum e și după aia venim și noi toți. Oh, păi e bine. O să venim toți la dumneavoastră aici. Da, da, vă așteptăm cu mare plăcere. Noi avem o treabă cu muntele ăsta, ne atrage. Sunteți niște oameni foarte primitori, fără niciun fel de... Mai suntem, înțelegeți. Da, pădure fără... Nu știu, n-am avut ocazia să cunosc decât lucruri bune. De câte ori am venit la dumneavoastră. Numai oameni buni. Numai oameni buni, da. Înțelegeți. Și aș vrea și pentru domnul primar de la dumneavoastră de aici să-i dedic toată această emisiune dumnealui și soției dumnealui, la toată familia. La toată familia lui Caicani, Ion, primarul, la toți salariații primării, celor domnul doctor Busuioc, doamna doctor Busuioc, lui farmacista, lui doamna Roli, că eu și am viața mână. Și primar de la Ponoare, le vreau. Domnul Pătrașcu, și domnul Gică. Și noi toate melodiile pe această cale. Da. Și îl salutăm pe această cale, să-i dea Dumnezeu sănătate și ca să poată să facă mai multe. Da. Înțelegeți? Credeți-mă domnul că nu este în județ, mai rar. Da. Mai rar la nivel de județ găsește așa ceva. Eu ce aș mai avea de... Pentru toată lumea care ne cunoaște, pentru toate rudele noastre de la Izverna, de la Brejna, pentru ginerele meu, pentru fata mea. Acum tu nu te superi că am făcut dedicație la prietena ta. Da, și pentru prietena mea. De glut. Păi atunci bine. Și să dedic și pentru prietenul meu cel mai iubit, pentru Ion Barbu, de aici din Baia de Aramă. Și noi dedicăm și toate melodiile. Colegul meu pentru Georgica Colța. L-am avut aici în emisiune pe domnul Georgică, pe domnul Mihai. Și pentru doamna Delia Barbu dedicăm și cu domnile lor am avut. Mă, ce doro. Mă, eu fac ui să suc și mocii ei. Ia uite mie ta, că eu fac ui. Ia uite, vezi? Aha, uite ce frumos, baba. Ia uite. Aceasta se fășea de mult, să bătoia, să gele, să trocare, fășea, mă, ce puneam pe crăță. Așa am cu tache stoienescu, cu tablă, într-o bucată de lemn de braț, puneam ocei și trocar, muiam trocarul în apă cu faină de grâs cu zahăr. Domnul Tache, cât de curând o să vină la noi aici da, în emisiune. Domnul Stoienescu, Octavian, oricum îl cunoașteți. Lucrează la tribunal, știți? Tribunal. Așa, n-a putut să vină că venea la noi în emisiune, dar s-ar putea să mai, mai încolo un pic. Așa. Mă, Ciodoro, pana mai mai odinești materialul un pic, mai faceți un program instrumental? Da, da, da. Cu mare plăcere, da, două piesă dacă sunteți amabili. Thank you.
Mulțumim. Foarte frumos. Mamă Teodora, aș vrea să te mai întreb, vin moșii de grâu, au și altă denumire. Da, mama, moșii de sântoarzi. Așa, cum se moșii face? Moșii de sâmbătă, acum sâmbătă mâine. Hai la altă. E sâmbătă lui Lazar, mâine s-a face plasință. Păi povestește-mi de... Comurii Lazar de domnul plasință. Sâmbătă la altă. Așa. Atunci, moșii de grâu, moșii de sântoarzi, cum s-a spune. Povestiți-mă de sâmbătă lui Lazar. Cum a fost? Sâmbătă lui Lazar, acum s-a face plasință cu ouă, cu lapte. Zice că de brânză e post. Păi nu se poate. Dar nu se poate fără, nu e bună fără brânză. Așa. El alege mult așa face, numai cu ouă, cu lapte. Și elea bună, mama. Da? Elea bună. Dar acum s-a boierit, acum copiii nu mai mănâncă, dacă nu e câta brânză pe ea. Nici mie nu m-ar place, poate că cu brânză, m-am învățat cu brânză. Da, dar matale nu cumpere din magazine, iei de la oameni, că e mai bună, e mai... De la oameni e o brânză, dar și normal, nu la magazin n-am cumpărat. Păi, eu să mănânc un pic de brânză original. De vacă făcută, de om, de muiere acolo, de-a noastră, de-a de casă. Alo? 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 Alo, bună seara, bine ați venit la noi în emisiune. Bună seara, mă bucur. De unde sunteți? Sunt din Băile Herculane. Vă salut pe această cale, Herculanele! Sunați-ne, vă așteptăm cu mare plăcere! Cu mare drag, suntem foarte bucuroși să avem această emisiune la noi. Da, o să venim și la dumneavoastră aceea, cât de curând! Vă așteptăm! Cum vă spune? Sunt Alexandra și aș dori și eu o dedicație pentru tatăl meu, Mihai. Da? Da. Și mai doriți numai pentru tatăl dumneavoastră? Și pentru sora mea și cumnata mea. Da. Soț nu, prieten? Nu am. Nu? Nu. Verișoară, nimica, numai pentru dumneavoastră, pentru... Pentru tatăl meu. Da. Pentru sora mea și pentru verișoara mea. Da, cu mare plăcere și cu mare drag o să vă dedic. Frumos. Uite, întrerupem, că avem un telefon, primul telefon de la Herculane. Cântă, matale, un program, ce mai frumos două piese ale matale pentru Herculane. Cum să nu? Așa. Mare drag. Interpretați. Să-i dau totul, dar gata, fetița.
fetița lui tata. Vremea nu ne-a trecut, iubește pe sătură de
și fete și mari tace. Hai ce vino la iubire, că vremea nu ne-a trecut. Iubește ce spică în mână, ce te dară și bătână. Vă mulțumim frumos, doamnișoară. Că trăiești toți, cu toată compania. Și dumneavoastră Nora, Nora cântă? Nu e... Încă nu s-a căsătorit băiatul. A, m-a luat gura rău de la... Fata mai... Fata? Da. Fata, fata cântă? Cântă? Acum nu mai cântă. Da. Că oricum și băiatul o să ia o cântăreață, nu... La alegerea lui. Bineînțeles, vă spusei să nu faceți cu... că nu... Nu, nu, nu. Să luați semne de pe fată. Nu. Să luați semne de pe fată. Nu. Vă duceți la cerniet la ăla. Așa nu sunt, mama, nu țin. Mamă, Teodoro, ce aș fi vrut să vă mai întreb, de când intrăm în post? Mama, postul de mâine încolo, de sâmbătă rulază, duminică s-a pune pomenicile de Sfântul Paști. Da. Intrăm în postul de... carne, de brânză, de ouă, de lapte, de mâine, de duminică încolo. Din păcate nu prea ține lumea post. Eu orice ce am încercat, Dumnezeu să merge. Și vinerea, nu puteți ține. Vinerea sunt, miercurea sunt, dar tot postul nu pot. Am plătit Paștele de 33 de ani. Dacă ții postul, trebuie să-l ții. Dar dacă plătești Paști, trebuie să-l țin. Nu pot tot? Să zic nici eu, nu pot să-l țin. Mai scap și miercurea, nu mai... Dacă mă aduc pe la sine, mă văd ceva, mi s-a zis, în gust. Nu e păcat ce băgăm în gură. Da. Dumneavoastră postiți în familie? Da, postez, dar Dumnezeu. Nu când neapărat când e post. Postez. Părinții aveți, poate, postesc? Nu, părinții mei nu mai sunt, nici în păcate, nici socrii nu mai sunt, decât de-aia, soacra de-aia. O mai am. Tot soacra. Tot soacra. Mă înțeleg foarte bine cu ea și... Să-i dea Dumnezeu uite, sănătate. Faceți o dedicație pe această cale. Da, toată emisiunea eu dedic ei. Vă zic că mă dale glumești. Nu, 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 e de adevăratele. Nu. Mă înțeleg foarte bine cu soacra, pe cuvânt. Am glumit adinea ori când am alo? Zis de... Da? Alo, bună seara! Bună seara! Bine ați venit la emisiunea noastră la Cucurigu, tradiție din Vatra Satului. Cine sunteți și de unde sunteți? Sunt Victoria Ploscaru din Obușia Cloșani. Da. Sora lui Cântăreața, care o viță aceea. Da, cu mare drag vă ascultăm. Și vreau să fac și eu niște dedicații. Da, cu mare drag, cu mare plăcere. Vreau să fac pentru frații mei, surorile mele, pentru toți prietenii mei. Dați la televizor pe mute. Televizor opriți-l de tot. Da. A, nu stângeți, sonorul. Urmează la, să uite la emisiune. Da, vă ascultăm, cu mare plăcere. Pentru toți prietenii mei, pentru nepoții mei de la Vâria, Văzoc, Florin, Mirela, Ilarica, cumnata mea Vica. Da. Așa, pentru vecinii mei, pentru Lică Dovletie de la Stănești, nevasta lui, copiii lui. Da. Pentru toți nepoții mei care am și Vasile Dovletie și Rebecca, la toți nepoții mei. Toate. Și la toți. Vecinii mei din Obusia Cloșani. Toate dedicațiile le dedicăm la... Bine, pentru toți nepoții și toți frații. Pentru invitații dumneavoastră din această seară. Da, avem invitați special de la Severin. Da. Dumneavoastră nu dedicați melodie pentru dumneavoastră? Făcură la toți. Pentru mine și pentru soțul meu. Vedeți și soțul și dumneavoastră vă uitați. Da, da. Mai doriți altceva? Nu, atât. Vă mulțumesc mult de tot. A nins la dumneavoastră aceea? Nu, nu, nu. A, e primăvară, cântă cucu. Da. O, vii la noi la Obusie să iei tu interviul. Vin, vin, venim, de o luăm, luăm de acolo, o mamaie, o luăm tradiții de la Obusie. Da, da. Cu mare plăcere. Bine, bună seara. La revedere. Bine. Mulțumim. Mai dau și telefoane, mai sunt oameni care mai urează, mai e drag, prieteni. Dacă ai fi și mata mai tine, te-ar suna și matale. Pe mine m-a mai sunat acum anima. Dar uitați, domnul șef al nostru, îi doresc să-i dedic toate cântece de astă seară, să-i doresc multă sănătate, o primăvară frumoasă. Lui domnul director. Lui domnul director al nostru, șeful emisiunii de aici. Și noi dedicăm lui toate melodiile. Domnul Adel, la întreaga familie, că plânsei când îl văzui.
Bineînțeles. Nelea Dorge, vă aștepta cu mare plăcere. De copii, nu-mi pot pare rău că nu l-am văzut pe anul ăsta. Pe da, la fiecare emisiune, mama Teodora, mama Teodora, mama Teodora, mama Teodora. Da, când zice una, m-a sunat mâncă la mama. Alo? Tătăiți! Bună seara, bine ați venit la noi emisiune. Cine sunteți și de unde sunteți? Că tot tătică, sunt barangă, cel grație, cu cearea, că la repa mândui. Da, nană, cu mare plăcere vă ascult. Nană, vreau și unde te dedicați în primul rând, pentru fata mea, Câmpul Carmei Nicolișa. Da? Pentru soția, pentru Cati. Da, cu mare plăcere. Pentru Martine Barangă de la Maracerche, că îl cunosc. Îl cunosc și eu, îi dedicăm toate melodiile, da. Multă sănătate la fiecare, la soacră. Și pentru fiecare nevastă mea, de la Tirioiară. Da. Nuța, Mioara. Da. Și pentru domn primar, de la noi, de la Floreț, Pasăre, Radu. Îi dedicăm și noi toate melodiile, domn primar. Îi dorim multă sănătate, să o țină în continuare, că a făcut lucru cu cea la noi. Să o țină tot așa. Și pentru domn primar, de la Motru, Har, că nu mai niște el. Și noi dedicăm toate melodiile. Toate melodiile pentru... Și în primul rând, pentru dumneavoastră, de-a vrea și eu o melodie aceea, pentru doamna, să-mi câte și mie ceva cu fiecele lui tata. Imediat. Da, dați mă uitați să dați dedicație. Dumneavoastră nu vă dați? Ba, și pentru mine. Vedeți? Și pentru soție, nu? Da, și pentru ea am dat-o Petrica, am dat și pentru ea. Și pentru prietenă, nu? Și pentru vecini, da. Pentru dușmanii mei, domn Petrica. A, aveți prin vecini, da. A, nu, lăsați, că le dea Dumnezeu minte și lor. Din primul rând, pentru mama tale, multă sănătate, că am mâncat o pâinea mare la repa. Vă mulțumim și pentru mama Teodora, că fără ea nu se poate. Și pentru mama aia, da, multă sănătate de dea Dumnezeu. Și dumneavoastră. Și pentru invitații dumneavoastră, eu nu-i cunosc cine sunt, dar vreau și eu un titiu. Da, cu mare cu plăcere. Cu mare plăcere, o să... Vi-l lăsăm în redacție, dar cum intrați. Da, lăsați-l la doar, că vine și ia greu. Da, lăsăm în redacție, da. Mulțumim la fel. Mai doriți altă dedicație? Ce să la gagică, ne-a gagică, la gagică. Da, nană, și mai la altceva, nu mai aveți? Nu se poate vorba gagică. Uite să ne stați ce vă doriați dumneavoastră. La dumneavoastră mai e zăpadă. No, deja pus-o în ceapa. Oh. Acum își puneți cartoful. Acum, păi ce se mai urmează? Ne bucurăm, nană, pomii i-a țăpat. Da, păi și mie am apucat aia, doar așa. Așa, nană. Bine, domn Piedică, multă sănătate. Mulțumim. Noi vă mulțumim pentru telefon și vă mai așteptăm la noi. Și eu dedic fraților mei, nepoților mei. Da, cu mare plăcere. În toată emisiunea din seara aceasta. Pentru prietenii noștri de la Malovăț, pentru familia lui George Bazavan. Și noi dedicăm mai melodie. Pentru familia Lucică Borugă. Da. Și pentru primarul nostru de la Balta. Comuna Balta, sat Prejna. Și de la noi. Și noi dedicăm Stoican. Primarul de la da. Stoican, domnul Stoican, și primar, da. Primarul de la, la Prejna. Prejna, da. Și o dedicație aș vrea să fac și eu pentru verișorul meu, pentru Nelu Chiazna, care din cauza emoțiilor, îmi cer scuze că pentru mea, pentru nepoata mea, pentru fata lui. Îi dedic toate emisiunile. Și pentru toate cunoștințele, că dacă nu, acum sunt emoții și poate... Pentru toți nepoții noștri. Da, v-ați să veri și ați început să uitați. Și pentru familia colegului nostru. Da, da. De la Severin. Și pentru familia lui Doru... Voi avea cumva o prietenă să nu-i faceți dedicație. Nu am eu așa ceva. Știe, doamna, că e băiat cu minte. Nu mă arată pe mine figură de așa ceva. Nu. Pentru Doru Florin. Alo? Să-i dea Dumnezeu sănătate. Alo, bună seara. Bună seara, bine ați venit la noi în emisiune. Vrei, domn Petrică, vă bătrâne. Cine sunteți? Alo? De unde sunteți? De la Obârșea? Nu, de la Preja, până la Băieția Frumoși. Alo? Da, vă ascult. Să trăiți, domn Petrică. Să trăiți. Cine sunteți? State de la Prejna, dacă... Sau... State. Nu. Da, vă ascult. Sunt
Anunțați băieții acolo să fac o melodie cea mai frumoasă de rote din Pregnea. Da? Doriți mai doriți dedicații, că nu vă curăți dedicații. Lăsați televizorul ăla mai... Părinții mei care nu mai există decât mama pentru Verișor, pentru... Nicolae. Și pentru băieții care cântă, pentru Cusă, pentru nevoastră și pentru colegul lui. Și da, pentru dumneavoastră, să trăiești, domnul Nicolae, să trăiești. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Și pentru dumneavoastră? Și pentru mine, și pentru dumneavoastră, și pentru băiatul. Pentru toți prejnenii noștri. Nu mai aveți zăpadă de la Priejna, nu mai aveți. Poftim? Nu mai aveți zăpadă de la Priejna. Nu mai e zăpadă, mă, e zăpadă mă la Motru. Sunteți la Motru. Prietenul nostru de la Motru. Ne bucurăm pentru telefon. Mai doriți altceva? Sănătate mulă și... Nu. Bine, la revedere. Doamne ajută. Să trăiți. Mulțumim. Mulțumim. Și vă mulțumim sănătate pentru dumneavoastră. Uite, ne mai sună și de la Motru, vă cunosc și pe dumneavoastră și pe mine. Da, de la noi, de la Prejna. Neamul de reverințelor. Bineînțeles. Nu mai sunt, că nu mai are, că eu îi cunoșteam toți pe neamurile. Mai interpretăm două melodii? Da. Vă ascult cu mare plăcere. Cu mare drag. Thank you.
la gorj te duși prima. Dorul la negă pantii, de-re-re-re și-a mea-re-re, lasă-mă în brațele strele, pentru tine ultravenere, necazuri și chinuri grele. Trăiți 100 de ani. Vă mai invităm la noi în platou. Cât de curând, cu mare drag. Cât de curând o să vă invite colega noastră de aici, Loredana, la De Vorbă cu Zona. Cât de curând. Cum să nu? Păi lumea a frumoasă, muzica frumoasă, oricine îi place. Ei, e vorba aia, cu frumosul. Cu frumosul, mă. Asta este muzica. Ce-i frumos și Dumnezeu îi place. Da. Aia e. Și frumosul și muzica, tot când e frumoasă, îi place oricui. Mamă Teodoro, te-aș întreba la moșii de... Asta nu... La Edigriu? Nu. Asta de la mucenici. Cum se... Pe 9 martie. Da. Zice că așa zicea mama mea că... Faci pocul dimineața când te scoli, da. Ies afară, ies acurea, dai de 9 ori în... Unde? În pământ. În pământ, nu în paguș. În pământ, să zici că tu năzeri să ies căldură, pe la noi, prin batatură, de 9 ori. Că zice că atunci fuge, faci focul, afumi cu cârpă, să fugă sârpi, oalele. Gura halilor. Păi și afumăm da, pe la animale, pe la... Da, cu pe la animale, pe lângă graș, pe lângă casă, pe unde sunt urziști, pe unde... Să găinile le afumăm. Da? Da. Păi să mai afumă și acum în coteț. Da, și acum, că zice că vin halile astea, sârpii. Ce că în ziua dar aia... Dar nu mi s-a întâmplat niciodată. În ziua aia nu se vorbește de... Nu s-a vorbește, când eram la școală, scriam unul, faceam sarpe așa pe zăpadă, dar din gură nu vorbeam. Dar ni certa mamica, nici nu-i voie, nici să scrii.
pițulam sporile, suțit. Mata, ai fost mult timp, vorbim de școală, femeie de servici la am școală. Am fost femeie de servici, mamă, că 20, 40 de mulți zic face că ați învățat cum Mateodora. Mulți zic de pe la școală copii. Am fost bună cu ele, cu fiețele, cu copii, că s-a aici m-a chemat tot copii. Că eu mai glumesc, Ghiță, mai glumesc, mai glumesc la Izvierna că mulți n-au carnete de scuter. Și eu zic, mai nu o vedem Mateodora. Vă duce. Să vină la mine că ne dau eu. Are poligonul la pește. Păi ce să fac, mamă, de am fost, mi-au plăcut glumile, mamă. Că s-a aici, mi-au fost la parche. M-am sanatosat, nu mai am nicio duriere. Așa mi se pare că de drag orice muzică, mi-e drag. 5 minute dacă le trăiești cu drag, le uiți, toate necazurile. Așa este. Ce vreau să vă mai întreb, domnul Cuță, știți că a stat o perioadă la Herculane? Da, așa este. Și noi am fost și vecini acolo. Ține minte, dar este, eram da, și mai tinerel. Da. Am coperit acolo, am făcut școala acolo. Da, da, și am stat mulți ani la Herculane. Salut pe această cale care mă și eu salut. Și eu salut colegii mei de școală. Eu cunosc multe formații la Herculane și soliști foarte mulți cunosc acolo. Da. Care au mai plecat la Timișoara, la... Da, Cornel Nicolae, uite... Uite, da, le dedicați dacă... Uite, le dedic emisiunea lui, toată emisiunea asta, prietenul meu de la Herculane, și noi lui Cornel Nicolae, saxofonistul. Da. Păi s-ar putea să-l chemăm cât de curând în emisiune. Ar fi frumos. Și pentru Ion Lascu de la Herculane. Da, pentru de la noi, la Ion Lascu, da, de la Prejna, da, care sunt în Herculane. Da, pentru familia dumnealor. Da. Mai faceți două melodii instrumentale? Maestre? Da. Cu mare plăcere vă ascult. Thank you.
așteptăm aici la noi în platou. Mare drag, cu mare drag. Mare drag. Mergeți și la nunți? Da. Sunteți împreună la nunți? Da. Și numai dumneavoastră trei sau mai aveți? Avem și încă o chitară, armonie și un saxofon. Și o altă orgă. Dar, din păcate, nu s-a putut veni decât noi. Păi dacă am... Chiar eu v-am spus cam atâtea persoane că e da. Mai bine. Cu bunul lui Dumnezeu mă gândesc că merge și aveți și nunți, aveți da. Și... Este. Ei, mai așa, dar mă gândesc că... Da... Nu putem nici să ne uităm, dar nici să ne lăudăm. Și cântați la restaurant. Am înțeles. Da. Cântăm seara și la restaurant. La nu numai la restaurant, la țară, așa, nu se fac, da. Ba da, și la țară, mergem. E zis acolo. Da. O să vă chemăm aici când, la vară, n-o fi un spațiu mai mare, o să avem un spațiu mai mare, veniți cu ansamblu, la Herculane. Da, o să... mare drag o să venim da, cu ansamblu. Da, oricum... Și o să venim și noi toată... Da, trupa. bineînțeles. Promit. O să vă chemăm pe tot și... Da. Ne lăsați numele de telefon, lăsați în regie numele de telefon, că așa lasă fiecare. Da. Poate mai sună, uite, vă mai cheamă cineva. Da, nu se... Dar oricum, la vară o să avem afară spațiu mai mare, mai... Da, e mai frumos. Numai da. Să vină primăvară. Mai un pic, e venită. Ai mai jogată. Domnul Cuță, ce puteți să ne mai spuneți? Ce aș mai putea să spun? Tot despre muzică. Un eveniment așa mai de la o nuntă, de așa, de glume, de... De glume. Nu mi-aduc acum aminte... O întâmplare hazlie. O pățanie. Nu știu, chiar nu mi-aduc acum nimic aminte. S-a furat mireasa acum. Nu. Eu am fost la o nuntă în partea asta spre Târgu Jiu, mai de mult. Și, na, peste noapte am dus și eu afară, știi? Și era o vulpe, chiar intra în cotețul omului. Eu am crezut că e în câine. Și am împins vulpea în coteț și am închis ușa. Și mai peste, la mijlocul nopții, zic, măi, dar voi unde aveți câinile? Păi ăla fiind, e legat. Și zic, măi, uite care e problema, un câine eu l-am închis în coteț. Când se duce aia să treacă peste om vulpea din coteț, dar nu-i omoră decât două găini. Le spun astora ce mai râdeau. Da. Păi da, mai iasă că ce-au glumă. Hai, vă dați seama că pe la nunți se întâmplă câte și mai câte și amintiri avem enorme, dar... Ați cântat perioada aia la Mărășești când... Nu, tu ești tânăr. Așa amândoi sunteți tineri, când se urcau pe case și cântau. Bine, în mai multe zone ale țării noastre se făcea treaba asta cu lăutarii de se urca pe casă. Să... Da. Acum nu mai este. Tatăl meu a prins așa ceva. Da. Ce aș fi vrut să vă mai întreb la dumneavoastră, la Severin, se mai păstrează obiceiurile? Da, dar nu în totalitate. Nu. Diferă față de diferă. La munte, ușor se pierde cu trecerea timpului, se pierde și ăștia numai. Noutății, se cântă mult manele, se cântă... S-au bazat tineretul ăsta pe manele, da. Nu mai e să mă la... Domnule, să știți că se cântă, cel puțin noi pe unde am cântat, n-am folosit manelele. Și cred că cântăreața de așa ceva, de zonă și muntele oriunde e apreciat. E apreciat, dar știți care e problema? Nu mi s-a cerut, chiar a venit ginerele și a spus, te rog frumos, fără manele. Eu am cântat cu Gigi Meserie, îl salut pe această cale, la Vânjul Mare. Și noi îl salutăm. Și numai muzică. Încă pe mine m-a lăsat... Să cânte, ei mai cântau, am avut-o și pe nevasta, pe Voica cu noi, ei mai cântau de la alte, dar eu numai folclor cântam. Atâtea le plăcea de la noi, da. Munte, inclusiv piesele lui doamna Angelica. Muntele prinde oriunde, bă, da. Da. Și că Muntele și Banatul prinde oriunde. Da. Da, Muntele și Banatul. Ne mai faceți, ne mai interpretați două piese? Da. O să nu. Cu mare drag vă ascultăm.
iar amanta s-o Mamă Teodoro, ce vreau să te mai întreb? Ce înseamnă primul mulțisor la o domnișoară? Când îl ia prima dată, ce trebuie să facă cu el? Trebuie mumă să-l îngrizească, să-l pună sub cap, să vadă. Dacă vă spun eu, ia, îl pune într-o batistă, pune busuioc. Busuioc, da. Așa. Și îl pune ăsta, cum îi zice, da, busuioc, aghiazmă, îl udă un pic și îl pune sub cap. Sub cap, să vadă și visează. Așa. După 3 zile, îl ia de sub cap și se duce undeva, unde întoarce apa, așa. Dacă el să rămâne acolo pe loc, fata rămâne în sat, sau băiatul. Dacă se duce în continuare, pleacă fata din sat. N-ai făcut așa. Vezi, n-am făcut, n-am știut. Nu știu, mamica, să mă învieță. Eu știu eu. Să trăiești, mamă, să mă înviez vieții, să ne înviezi acum înainte viețile. Am să le spun o surpriză la invitații mei. Eu mai am aici o solistă. O am ascunsă. A, nu-i pe acolo. O am chiar aici, pe Macedon. Da? Da! Da. Eu, mama, uite, așa, ascultăm. Da. Nu știu eu ca dumneavoastră. Nu-i profesionistă, e așa. Cred că noi nu știm ca dumneavoastră. Da, au făcut... Ea a făcut acolo școala de muzică la Izvier. După oi. Așa, după oi, de-a lumea domnica. După oi, cum am fost și eu. Cum natul mi-a domnica trupă, haide. O salutăm pe această cale, pe mama domnica și pe Nea Gheorghe Trop. Și noi o salutăm să rămână, să dea Dumnezeu. Am fost toți acolo. Și să dea viață lungă și sănătate. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate și tot ce dorește în viață. Vreți să ne cântați două cântece? Hai, încercați. Așa. Așa, hai, ușor. Păi știi să vedem, mi-aduc așa, amintea. Hai, păi da, mi-aduc amintea melodia. Doamne, puiu mele, au, ho, 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 ho,
Vă ascultăm. Aș dori și o dedicație. Cine sunteți și de unde sunteți? Simona Bușoi de la Râmpa.
Da, vă așteptam de mult, doamna Bușoi, să ne sunați. Sunteți un idol al nostru. Da, pentru soțul meu, da, care nu e de ce o vârstă. Să-i dea Dumnezeu tot binele din lume și multă, multă sănătate și ce, tot ce-ți dorește domnia sa în viață. Mulțumim din partea mea, copiilor și așa cum naților. Da. La mulți ani, tati. Da, la mulți ani și noi îi transmitem de aici, din platoul tatei tău. Și pentru cumnatul meu, Medragoniu, cumnata mea, Tita, Lili, și pentru toți vecinii, pentru părinți, pentru surori. Și noi transmitem de aici, din platou, tot ce îți doresc ei în viață, multe, multe sănătate le transmitem noi de aici. Mai doriți altceva? Alo? Atât. Numai atâta? Păi și dumneavoastră, nu vă faceți dedicații? Și pentru mine. Pentru toată familia dumneavoastră. Uai, mai aveți zăpadă la motru. Care face și așteptă câteva zile tot o frumoasă vârstă. Da. Câte amândoi tău. Da, să vă dea Dumnezeu, să trăiți, să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate. Să trăiți. Mai doriți altceva de la noi? Și pentru Medragoniu Marian și Bușoi Marian, da? Înțelesul nostru de aici. Da. O dedicație acum cu primăvara. Da, imediat invitata mea o să cânte cu primăvara. Și vă spate femeile frumoase, care e planul domnul Bușoi ăsta. Da, da, poate și dumneavoastră aveți, nu numai domnul Bușoi. Ori aruncați capra vecinului la altul în curte. Așa, așa, vecină. Așa, și pentru vecinile. Păi vedeți, da? Că eu vă cunosc pe dumneavoastră, oricum, cheie de biserică n-ați fost. Mai doriți altceva? Nu, mulțumesc, mai așteptăm altă dată, mă ne face câte dedicație, fără să sunăm, să vedem dacă ne țineți minte. Da, cum să nu, pentru familia Bușoi de la Râpa. Așa, asta nu uită, tot conducătorii mei de la cariera lui Păiat, am niște șef foarte buni. Da, să le dea Dumnezeu multă, multă sănătate și să o țină tot așa, și să aveți și una asta de lucru. Așa, așa, așa. Și pentru domnul director, nu faceți dedicația al dumneavoastră. Da, da, păi de-aia întâi toți direcții. Așa, pe așa. Pe mutarii, dar bișorul, da. Pe iedii turbul. Da. Mai și doriți... pentru secretarile mele de acolo. Da, da. A, și secretarile, să trăiască și domnilele. Să trăiască, să trăiască. Toate dedicațiile dedicăm la secretarele dumneavoastră de acolo, de la birouri. Bine, să trăiți. Mai doriți mulțumim altceva? Nu, mulțumesc, suficient. Cu ce putem să vă mai ajutăm? Eu știu că ești băiat bun. Da, cum să nu? Vă mulțumim atunci pentru telefon. Bine, să trăiți, să dea bine. Bună seara. Mai doriți și noastră vă dedicație să faceți? Facem dedicație și pentru patronii acestei emisiuni. Și noi facem pentru domnul patron. Și pentru dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu sănătate și tot binele din... Și pentru colegii din noștri partea de acolo, de la care ne filmează, domnului, nu? Da, bineînțeles. Pentru și pentru băieții noștri. Da, da, uite. Pentru băieții noștri le facem cântecul Păzea, păzea fetelor. Aici, domnișoară, marțeșoară. Nu e decât unul singur, nu sunt mai mulți. Și am uitat și pentru colega noastră. Da, și pentru domnișoara noastră. Să-i facem dedicații, da, de la emisiunea de vorbă cu Zona. Thank you.
dat de viață, măcar una capă de oață. Eu am muncit lume din greu, până mi-am strâns de un femei umân. Nimeni nu mi-a dat în viață, măcar una capă de oață. O foc, nu pot spune că n-am bani, eu ne rum banii pe geam, dar la munca ce-am muncit, părunca mi s-a albit, mă. Thank you.
munci lume din greu, mulțumesc lui Dumnezeu. Dar avea inima curând, că bine avea cu să spună. Și mâna dacă ar putea să spună că te-a dat teamă. Oh, dar avea inima curând, că bine avea cu să spună. Și mâna dacă ar putea să spună că te-a dat teamă. Ta vorba. Ce frumos. Mincos. Care e frumos, mamă? Toată lumea rămiețe la frumos. Sunt bucatura bună, mâncarea bună. Toate melodiile le dedicăm lui domnul Căpăstraru de la Motru, poate ne vede pe... Ăsta a fost cânticul lui domn Vasile când eram copil la școală, dar nu mai știu. Ăla cu firul ierbii? Da, al tata lui domnul. Piesa care o cântai, Doina, a fost al tata lui domnul, da, profesor Căpăstraru. Da, al domnul Doru Căpăstraru. Era directorul meu la Camin, săracu, mă așa am la ei la muncă. Da. Și ce aș fi vrut să vă mai întreb, n-ați avut... Mama dumneavoastră nu a cântat? Ba da. A cântat? Da. Și mama și tata. Parcă cunosc, dar nu mi-amintesc așa bine. Nu știu. De la Obârșa Cloșani, pe Ion, pe Bobirți. Da, știu. A, dumneavoastră la Obârșa ați, da, copilărit. Da. Păi și mama mea, tot lângă dumneavoastră, mai sus unii acolo, sus Peco, e acolo copilării mama mea. Păi și eu, de țărână, tot de la Obârșa. Tot de la Obârșa mergeți. Și dacă mai doriți vă dedicație. Da, aș dori eu să fac o dedicație pentru Cus Crime de la Mărșești, piesa asta care se cântă acum, cântecul ăsta ultimată, vreau să îl dedic lor cu drag. De la ce vârstă v-ați căsătorit, domnul? De la 19 ani, ne-am căsătorit cam din timp, ne-a fost frică că vine cu tremurul și mai prindem. Hai să mânță cam pripitoare ca a mea. Că și eu tot tânăr m-am măsurat. Și eu tot tânăr m-am măsurat. Dar nu mai spun, că râs dacă spun. Am spus mai înainte la alte emisiuni la ce vârstă m-am căsătorit. Mai tânăr ca tine. Tot așa m-am temut că vine sfârșitul și... Eu mă mândresc. M-am căsătorit la 16 ani
și nu regret. Așa are mușcări, mai sunt în viață, mai... asta e viața. Și vezi, dumneavoastră, domnul, de la ce vârstă v-ați căsătorit, domnul? Eu mai târziu m-am căsătorit, eu nu m-am grăbit. Nu ca nu ești de la munte. De la 16. Nu, da, eu m-am căsătorit la 19. Ca mine. Eu m-am grăbit la Marița ca Florea la scuturare. Ma ta l-ai cunoscut pe Neion din Colindies, te-ai Marița. La Colindies. Din Colindies. De mult s-a duceau fiețele. A fost rusunoasă acum, nu? Nu, că sunt clasa 3-a, mi-e rusine. Dar eu, nu, eu m-am dus până când m-am luat. Mă, Teodoro, ce vreau să vă întreb? Se făceau acum de primăvară, de mărțișor, se făceau ori înainte, acum pe sărbători de lăsarea postului. E lăsarea postului sec. Așa. Zicea că las posta, se iubeau, că zicea că urma, nu mai bine nici mânca cu dulce, nici de iubit. Eu nu vorbesc de dragoste, vorbesc de ori. De ori, ori, da, făcea ori să lăsa post. Nu-i prea bine să mai faci. Nu mai bine să mai faci nimic acum, mai post, e păcat. Paște. Sânge mâncare cu dulce, sânge tot. Trebuie să fie om cu credință. Suntem, Dumnezeu să ne ierte că... Ba să ne ierte păcatele pe noi, să ne trăiască. Am să fac câteva dedicații din partea lui domnul director, cu un singur director avem, domnul Aden, avem mai mulți aici, de la Turtabă. Da. Pentru doamna doctoră Liliana, veterinară, pentru doamna doctoră veterinară Silvia și pentru domnișoara doctoră veterinară de la Severin. Și pentru domnul Berda și pentru Nea Marinică, pentru doamna și pentru soția domniei sale. Doina. Da, pentru doamna Doina. Aș vrea să fac și eu. Am făcut eu dedicațiile în locul lui domnul director. Aș vrea să fac și eu câteva dedicații. Da, faceți, cum sună, cu mare plăcere. Olguța Berbe, colega mea, și noi, care e la Doina Gurjului, melodiile, o așteptăm. Pentru Liliana Bunceanu. Da, dedicăm toate melodiile. Da, pentru Oana Pârvan. Da, mare plăcere. Că a fost colegele noastre și nu trebuie să uităm. Și eu îi dedic toate melodiile lui domnul Ion Dumitrașcu, cât de curând. Da, e colega noastră, da. Și pentru doamna Anica Ganțu. Și pentru doamna Luciana Văduva. Da, și noi dedicăm Svetcu, toate melodiile. Și pentru Alina Moți. Și pentru Ionela Bădălan. Pentru toți colegii noștri. Și poate nu s-a înțeles când am zis eu, colega noastră, fiind doamna Oana Pârvan, îi dedicăm toate melodiile. Lui Ion Dumitrașcu, l-așteptăm, văd că numai domnia sa nu vor să vină aici, dar oricum, ca la mine, ca la lor, în casa noastră e bine primit. Așa, lui domnul Ionuț, Ionuț al nostru, Tudorescu, da? De la finanțe la Baia. Pe care îl salutăm pe această cale. Și noi îl salutăm pe domnul Ionuț și dacă mai aveți dedicații, dumneavoastră. Am vrea să mai facem mai bine. Noi mai, știți ce știm noi mai bine să facem? Nu știm mai bine să cântăm ba decât da. Să vorbim. Uite, să... dacă totuși vreți să cântați, mai faceți. Și pentru doamna Neli, fata lui domnul Luță de la Gheorghești. Da, și noi. Doamna directoare de la onoare de la școală. Să-l dea să faceți două sârbe de la... Și pentru tot muntele și tot... De la Prejna. Da. Două piese frumoase de la noi, de la... Oh, 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 oh
la hotarul Preșneanu, la 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 la, une ne-a mergit hotarul, la 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 la, la hotarul Preșneanu, la 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 la, une ne-a mergit hotarul, la 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 la. Cam obosireți de pe și drum. Și place să e... iubești, mama. Bă, matale, să iubești în adâncul inimii, mama. Păi uite, mulțumesc. Haideți să fac și eu un program, că ne aproape vine sfârșitul. Nu sfârșitul lumii. Nu sfârșitul lumii, să apropie mama. Sfârșitul. Și emisiune, da. Emisiune. Da. Așa. S-o legam într-o legati, s-o legat ce, noi un dragi, s-o lega ce noi un dragi, ca
să o iubeam dacă ca afa să o iubeam dacă. Fasuiogie, fasui, are și el rostul lui. Iar crește bălăul locâi, floare și face bombe, da. Am avut noroc, da, noi n-am avut noroc, da, noi n-am avut noroc să fim amândoi pe-un loc, să fim amândoi pe-un loc. Iau să-și ții mândru ce-o îi lasa mai că-i casa lângă mea. Fac un pașo, saritură, pa la cine-mi batatură, pa la cine-mi batatură. Hai mândru, pitiș, pitiș, până-mi toale n-aluniș mai. Ne-nvale n-aluniș, să-mi gura pe furiș, să-mi gura pe furiș, aluniș cu iarbă verde. Unde inima nu ne vede, unde inima nu ne vede. Gata acum, de plecare. O faceți două ore instrumentale? Da, da. Vă așteptăm cu mare plăcere.
Spectatori, vă mulțumesc pentru vizionare. Să aveți un weekend pentru mâine și poi mâine liniștit. Și vă spun la încheiere noapte bună. Să aveți o noapte fericită cu cei dragi.